la ce ne trebuia încă un copil. Foarte mulți copii își doresc un frate sau o soră, dar nu toți. Unii se străduie un an întreg să fie cât mai cuminți. Apoi îi scriu lui Moș Crăciun să le aducă un frate sub brad. Alții își doresc neapărat o soră. Visează cum o vor îmbrăca în rochițe vaporoase, iar peste o săptămână vor să o ducă înapoi la maternitate. Unii se nasc cu un frate sau cu o soră la pachet. Este foarte comodă această opțiune, pentru că ai cu cine discuta în burta mamei. Deci, reguli nu există. Poți să vrei, ori să nu vrei, dar bebelușii apar așa cum le abate lor și aduc cu ei o sumedenie de schimbări în viața întregii familii. Dacă ai deja un frate sau o soră, atunci știi cum stau lucrurile. Iar dacă bebelușul e abia pe drum, mai ai timp să te pregătești. În primul rând, trebuie să știi că adulții nu au idee ce înseamnă cu adevărat un copil mic. Ei au uitat de mult cum e să fii bebeluș. Nu înțeleg limba bebelușească și fără tine se vor descurca foarte greu. În același timp, vor fi suficient de ocupați și nu vor mai sta atâta pe capul tău. Eu zic că e doar spre bine. Chiar dacă micuțul mai e în burtă, oricum te poți înțelege cu el fără probleme. Apropie-te de buricul mamei și prezintă-te frumos, pentru că atunci când va apărea, să știe cine i-a descris situația din afară. Povestește-i despre casa în care locuiți, jucăriile și cărțile tale preferate. Dacă nu știi să citești, poți compune povești proprii, căci el va asculta, oricum cu interes. Acolo în burtă e multă apă, iar hrana îți vine printr-un tub unit de buric. El se numește cordon umbilical. Acum te convingi că buricul nu ne servește doar de frumusețe, deși trebuie să recunoaștem că arată fenomenal. Ai auzit vreodată expresia buricul pământului? Înseamnă ceva foarte important. Pe bună dreptate, deoarece datorită cordonului umbilical, copilul primește tot de ce are nevoie pentru a crește. Tot ce mănâncă sau bea mama ta este prelucrat de organismul ei. Apoi o parte din hrană trece la bebeluș și îl ajută să se dezvolte. De aceea, atunci când mănânci o măr sau o prăjitură, o poți ruga pe mama să-i transmită fratelui sau surorii tale o bucățică. Sunt sigură că se va bucura nespus. Iar când ești la leagăn, roagă și pe mama să se dea un pic. Bebelușii adoră să fie legănați. Și deoarece doar tu poți înțelege preferințele micuțului, trebuie să testezi numele pe care îl veți da. Cu siguranță aveți o listă de nume pentru el. Pentru aceasta, trebuie să pui mâna pe burta în care locuiește și să le rostești pe rând. Când va auzi un nume care îi va plăcea, îți va da de știre, împingând cu mânuța sau cu piciorușul. Dacă nu reacționează la niciunul, probabil meditează. Nu e ușor să alegi un nume. Totuși, trebuie să-l porți toată viața.